dimineața, stimați prieteni, suntem la un nou episod Președintele Răspunde. Dat fiind faptul că au fost mai multe evenimente pe parcursul zilei de ieri, am hotărât să-l facem și în această săptămână live, nu ca de obicei cu 8 subiecte care sunt cele mai interesante, pentru că ieri ședința Parlamentului s-a finalizat destul de târziu și am hotărât că pot fi mai multe subiecte actuale de interes public și dacă aveți să filmăm ieri, unele puteau să ne scape. De ce astăzi facem Președintele Răspunde live? Avem câteva întrebări, ca de obicei, de la câteva surse media, după care vă încurajez să veniți cu întrebări și pe online, cei care ne privesc să vină cu detalii și cu orice întrebare care vă interesează. Începem cu întrebările din partea jurnaliștilor. NTV, domnule președinte, credeți că se vor găsi câteva voturi pentru ca guvernul Chicu să fie demis? Dacă trece moțiunea, care sunt riscurile ca Moldova să se instaureze haosul? Eu cred că este una din întrebările cele mai actuale la ziua de astăzi. Ce va fi cu guvernul Chicu? Va trece sau nu moțiunea și ce urmează în toate scenariile care ar putea să fie săptămâna viitoare? În primul rând, aș dori să încep discuția la acest subiect de la următoarele. Cineva dorește foarte mult să destabilizeze situația în Republica Moldova. Noi am văzut și că sunt întrebări mai departe și cu protestele care au fost ieri cu veteranii de pe Nistru, combatanții. Vedem încercarea de a destabiliza situația prin demisia guvernului. Sunt mai multe tentative în ultimul timp, încercări, ca în Republica Moldova să apară haos. Cui este convenabil lucrul acesta și de ce se întâmplă? Cetățeanului simplu, celor care ne privesc acum, le este convenabil acest haos? Adică, stimați concetățeni care ne priviți, e bine să închidă drumurile prin Chișinău, să arunci cu pietre, să dea jos guvernul fără a avea claritate pe ce numește în loc. Și pe lângă criza economică, pe lângă pandemie, pe lângă seceta care este, că nu plouă deja de vreo 2-3 săptămâni și practic se usucă și porumbul și floarea soarele. Acum încearcă să mă destabilizeze și cu criză politică. Cine face asta? Eu săptămâna trecută am dat o noțiune foarte clară, Alianța Haosului. Alianța Haosului, asta e Alianța Sandu, Candu, Plahașor. Țineți minte, am spus o glumă, dar ea s-a lipit destul de bine. Și vedem că ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni și mai ales ieri în Parlament, această alianță neoficială, până ce fi la această etapă, devine tot mai clară și mai evidentă. Încă o dată, cu interesele cetățeanului simplu, ceea ce se întâmplă acum în Parlament nu are absolut nimic. Pentru că acest guvern, guvernul Chicu, haideți să spunem sincer, chiar dacă sunt unele greșeli, chiar dacă este pandemie, dar pandemie este în toată lumea, nu doar în Moldova. Avem creșterea numărului cazurilor de COVID în toate țările, în mare majoritatea țărilor. Nu doar în Republica Moldova, acum e bine că noi suntem așa pe platou sau mergem puțin în jos. Dar guvernul Chicu, conducerea de astăzi, salariile, pensiile se plătesc la timp. Proiectele sociale care am venit eu cu inițiativa cu 700 lei la pensionari, care vor fi acordați pe data din 1 octombrie, pentru că e ziua omului etate. Majorarea salariilor la lucrătorii medicali. Drumurile, în 75% de localitățile din Republica Moldova, drumurile au început și se construiesc. Ajutor la agricultori și așa mai departe. Guvernul se isprăvește. Mai mult, acest guvern, recent, săptămâna curentă sau săptămâna trecută, a inițiat întoarcerea aeroportului la stat. Adică, practic, s-a început anularea contractului cu cei care au luat ilegal aeroportul Chișinău. Vedem că procuratura se mișcă destul de bine pe tot ce sunt de miliard. Ieri au fost chiar unele, am văzut, procuratura a mers la Banca Națională, a mers la alte instituții. Eu știu că au fost reținuți, îmi pare că și unii conducători, unor bănci comerciale, ieri, așa cel puțin mi-au spus, sau urmează, nu știu, acolo se lucrează în direcția aceasta. Și vedem că în toate chestiile astea merg, Alianța Haosului, Alianța Sandu, Candu, Plahașor, încearcă să destabilizeze. Cu ce scop? Îi interesează cetățenii? La sigur nu. Pe dânșii interesează scopul lor. Și scopul e diferit la această etapă, dar el se unește împreună.
И тос профитун делт. Шоршк, скандушк, плохотнюк и кларчи вор. И вор дестабилизарик, пати сорупри до сарли пенали, сорупри ку инвестигасии ку аэропорту шамай парти. Настас он спус в сатнатрикот. Ну и за любой кипиш, ну и тотуна. Ну и принципалу с фие скимби чева, пати апари он дева, как кандидат ла премьер-министру, как, ну что чи, макар кумва ел с ясами гвари. Майя Санду, он мерит акуман капкана. Я не уверен, что Майя Санду, я так же наивы, доамна Майя Санду, сунтец, а так же наивы, что отсказут пресионилор. Эка ен тоате, что есть с факут неуастры ер, что с урмеза саптамана виетуаре, де кштигат ау тоци бандиции, ан афара неуастры. Шорш Канду ау де кштигат, потому что неуастру са вотацам пену к Шорш Канду саптамана виетуаре, потому что демисия губерна. Настаса are de câștigat. Настаса va impus în sfârșit Настаса, aici Andrei Bravo. Andrei Настаса aici a bătut-o politic pe Maia Sandu. A impus-o să meargă pe agenda sa. Până acum, domnul Настаса, Andrei nu prea avea agenda. Acum Andrei Настаса are agenda. A impus-o pe Maia Sandu să meargă conform agendei sale. E pus ultimatum. Dacă nu faci până joi, nu semnezi, o să vezi. Și așa a schimbat agenda, merge după agenda lui Andrei Настаса. Și acum suntem în situația când săptămâna viitoare această încercare de a demite guvernul va fi discutată în Parlament. Când va fi discutată? După 3 zile. Conform procedurii, trebuie să treacă 3 zile, după aceea, în orice zi, se poate convoca Parlamentul și să încerce dezbaterea acestei moțiuni. Întrebarea, cred că vor fi găsite câteva voturi sau nu? Eu cred că cel mai probabil va fi soarta ca și cu moțiunea cu doamna ministrul Sănătății. Cel mai probabil nu vor fi voturi pentru demisia guvernului Chicu. Eu am văzut declarația tuturor deputaților din Partidul Democrat, ieri semnată public. Eu știu că astăzi va avea loc ședința fracțiunii PSRM, care au aceeași poziție. Eu nu cred că ei vor întâlni voturi pentru demisia guvernului Chicu săptămâna viitoare. Dar, demurdărit, depătat cu oligarhii și cu bandiță, Maia Sandu deja a făcut-o, când a înaintat această moțiune. Deci, săptămâna viitoare vom vedea un vot comun a coaliției neoficiale a haosului Sandu, Candu, Plaha, Șor. Și asta cel mai important ce trebuie să știe cetățenii din tot show-ul ăsta. Pentru că oamenii simpli se uită și îmi spun, băi, dar voi acolo luptați, dar pentru noi v-ați gândit? Ce se va întâmpla în caz dacă guvernul se duce în demisie? E criză politică. Guvernul nu are împuterniciri. Noi avem planificate cu acest guvern mai multe lucruri în următoarele săptămâni, luni. Pentru oameni. Drumuri, salarii și așa mai departe. Dacă dați jos guvernul, responsabilitatea e voastră, doamna Maia Sandu. Și să nu fie întrebări față de noi. Noi ne-am îndeplinit toate angajamentele până acum. Dar dacă îl dați jos, asumați-vă responsabilitatea și guvernarea cu Plahotniuc. Și o să vedem ce o să faceți. Dar eu vă spun ce o să faceți. Lucandu și Lușor acum e principial să mai caut încă doi deputați. De la principă. Și au să crească prețurile cât. Și dumneavoastră, involuntar, doamna Maia Sandu, i-ați spus că trebuie făcut presiuni pe PD. Adică încurajați pe Șor să mai cumpere deputați la PD. Clar că la Socialiști nu au nouă șansă. Păi sunt toți găscan, șansă nouă. Și toți înțeleg asta. Dar imaginați-vă că găsesc doi deputați. Și votează demisia acestui guvern. Atunci, responsabilitatea e lui Maia Sandu și cu Plahotniuc și cu Șor. Și în cazul ăsta, doamna Maia Sandu, o să fiți în situația sau să faceți guvern nou cu Șor și cu Candu și vreau să văd cum o să încercați voi să înaintați mie o candidatură, pentru că o candidatură trebuie să semnați toți împreună. Și aici nu o să meargă varianta, că nu știu ce, că este independent, că eu nu sunt cu Candu, eu nu sunt cu Plahotniuc și n-am mâncat usturoi și nici gura nu pute. Nu o să meargă varianta asta. Trebuie să semnați împreună, pe hârtie și să veniți la mine. Și eu am să mă uit în hârtie asta. Și o să întreb, dar voi aveți majoritate parlamentară și aici cum e scris în lege? Voi trebuie să-mi spuneți, da, avem majoritate parlamentară. Și pe mine eu să decid să semnez această propunere sau nu. Dar eu am spus că eu nu am de gând să semnez să înaintez guvern din transfugi. Dintre cei care au furat miliarde și oamenii o să mă înțeleagă. Chiar voi dacă ați încercat să începeți cu procedură de impeachment împotriva lui Dodon, oamenii o să mă înțeleagă dacă eu n-a să accept guvernul Plahotniuc împreună cu Maia Sandu.
Eu vreau deja să rămas un cetățen, să înțelegeți lucrul ăsta. Eu nu accept guvern din bandiți. De ce mai Sandu? Dacă dați jos guvernul, vă așezați cu Plahotniuc și încercați să înaintați o candidatură. Dar noi exclud și alt variant. Dumneavoastră o să veniți la mine și o să spuneți, hai să facem coaliție largă cu socialiști. O să veniți. Nu credeți? O să veniți și o să propuneți pe SRM, PAS, DA și PD. În caz dacă dați jos guvernul. De ce? În orice scenariu care ar urma săptămâna viitoare, de pierdut au cei care au inițiat această moțiune. Maia Sandu, Andrei Năstas. Cei de la Șor și Candu nu pierd nimic. Lor le-i tot una. Lor haos fie. Pe urmă, eu să încerc să vin la noi, să înțeleagă la voi. Eu nu mă înțeleg cu bandiții. De ce? Dacă acest guvern va cădea săptămâna viitoare, dacă va fi votată moțiunea de cenzură, atunci cel mai probabil noi vom avea guvern interimar, guvernul Chicu interimar, până la alegerile parlamentare începate din anul viitor. Și toate riscurile și pierderile pe care le avea Republica Moldova în urma crizei politice vor fi pe vina lui Andrei Năstase și Maia Sandu. Aceasta trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova. Ceea ce ne așteaptă începând cu săptămâna viitoare. Eu, în calitate de președinte, voi face tot posibilul, stimați concetățeni, ca să nu fie criză politică, dar chiar dacă Alianța Haosului o va declanșa, voi face tot posibilul să nu revină bandiții, să nu revină oligarhii să preia instituțiile de stat, pentru că Maia Sandu mă le pune pe talger, prin combinațiile care le face cu Șor și cu Candu. Și voi face tot posibilul ca acest parlament să fie dizolvat mai repede. Dizolvat. Unica soluție. Parlamentul acesta trebuie dizolvat. Și de mers la alegeri parlamentare începate. Păcat că Curtea Constituțională nu ne-a permis să facem acest lucru în acest an, împreună cu prezidențiali. Dar trebuie să o facem cât mai repede. În februarie, martie, anul viitor, trebuie să aibă loc alegeri parlamentare începate. Și de curățat acest parlament. Asta e răspunsul la prima întrebare. Puțin mai detaliat, dar cred că e necesar. Radio Moldova, în una din edițiile precedente ale emisiunii, ați anunțat că veți înainta un proiect de lege care ar interzice deputaților să treacă dintr-un partid în altul. La ce etapă este acest proces? În primul rând, este o inițiativă a colegilor din Parlament, a Partidului Socialiștilor, de a modifica Constituția, dar aceasta este o cale mai lungă. Noi am pregătit proiectul de lege care presupune de interzis, dacă nu modifici Constituția, prin lege o să fie mai dificil. De ce? Legea impune niște condiții mai dure, care practic face foarte dificilă trecerea deputaților într-o fracțiune în altă. Eu cred că această lege trebuie să fie votată până la dizolvarea Parlamentului. Pentru că în următorul Parlament, trecerea asta deputaților, turismul ăsta politic să fie stopat. Altfel oamenii, eu vă spun destul de sincer, altfel oamenii nici nu o să iasă la alegeri. Mie cetățenii la întrevederile care le-am, că spune asta am fost la Hâncești, îmi spun, domnul, dar care e sensul să mai participăm la următoarele alegeri parlamentare? Dacă noi votăm pe unii și pe urmă 16 se vând la pucioc cu Candu, Șor și așa mai departe. De aceea noi, ca clasa politică, suntem obligați în fața cetățenilor să introducem aceste modificări și apoi să dizolvăm Parlamentul, să mergem la alegeri parlamentare începate. Moldova 1. Ieri Partidul Democrat de Moldova a solicitat convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate pentru examinarea situației privind posturile ilegale instalate unilateral în zona de securitate. Veți da curs acestei solicitări și cum comentați acuzațiile opoziției că ați închide ochii la problemele din regiunea Transnistreană? Când mai exact vă veți întâlni cu domnul Красносельский pentru a discuta posibile soluții? În primul rând, în ceea ce ține de Consiliul Suprem de Securitate. Noi acest subiect l-am discutat în cadrul Coaliției de Guvernare și cel mai probabil săptămâna viitoare va fi convocată ședința Consiliului Suprem de Securitate într-a doua parte a săptămânii. O să vedem când va avea loc ședința Parlamentului și în altă zi decât ziua când va fi dezbătută moțiunea. Evident, vom convoca Consiliul Suprem de Securitate cu mai multe subiecte, inclusiv subiectul ceea ce ține de posturile ilegale din regiunea Transnistreană. Apropo, un subiect important care vreau să-l pun în discuții este cumpărarea deputaților. Eu consider că acest subiect este un subiect ce ține de securitatea statului, care afectează securitatea statului. Când deputații se cumpără și se vând și pleacă dintr-o fracțiune în alta și Parlamentul deja devine un Parlament care nu reprezintă voința alegătorilor. Asta e un subiect ce ține de securitatea statului.
care pe urmă duce la capturarea statului de către oligarhi, așa cum am avut noi în anii precedenți. În ceea ce ține de aceste posturi unilaterale ilegale, cunoașteți că la începutul acestei săptămâni am avut o discuție telefonică cu domnul Krasnoselski. Dumnealui m-a informat că jumătate din aceste posturi au fost închise. Solicitarea mea a fost și rămâne, eu consider că trebuie de închis imediat și cât se poate de rapid toate aceste posturi, care nu sunt convenite între părți, între Chișinău și Tiraspol. Nu sunt așa posturi convenite. Eu înțeleg că ei jonglează cu denumirile, că nu sunt posturi de control, sunt posturi de poliție, de nu știu ce și așa mai departe. Astea sunt posturi ilegale. De ce am insistat și insist în continuare că aceste posturi să fie închise? Jumătate, Krasnoselski mi-a spus că au fost închise. Sper foarte mult că până la întrevederea noastră, care trebuie să aibă loc în ultima săptămână din luna iulie, adică practic peste două săptămâni, ca acest subiect să fie soluționat. Pentru că în afară de acest subiect mai sunt și altele care trebuie să le discutăm cu domnul Krasnoselski, care ține de viața zi de zi a cetățenilor Republicii Moldova din stânga și din dreapta Nistrului. Să nu uităm că stânga Nistrului sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Câteva sute de mii, 400 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova. Bine, cifrele sunt diferite. Îi spun 500, noi știm că sunt 350, 400 de mii, pentru că au fost migrații și acolo. Dar ăștia sunt oamenii noștri. Ăștia sunt cetățenii noștri. Ăștia este pământul nostru pe Republicii Moldova. Noi suntem o țară. Deci trebuie să găsim soluții din ambele părți, ceea ce e foarte important, pentru că eu văd foarte multe mesaje negative care îmi aduc aminte, îmi amintesc retorica de la începutul anilor 90. Stimați moldoveni, stimați prieteni, stimați concetățeni, haideți să nu permitem urii sau intereselor politici iar să ne pună pe baricade. Evident că nu suntem mulțumiți ceea ce se întâmplă acolo. Dar dialogul, fără blocări de drumuri, fără blocări de... Asta nu se dea nimic. A blocat într-o parte din alta și la ce ajungem? Ajungem iar la anii 90? Nu vă dați manipulați de politic. Pentru că ceea ce se face în ultimul timp sunt mai mult mesaje politice care ține de campania electorală la prezidențiale și la parlamentare. Nu vă dați încă o dată manipulați. Pentru că e ușor să prinzi un chibrit și pe urmă încearcă să stângi focul. Unii își doresc acest lucru, eu nu-mi doresc. Și voi face tot posibil în calitate de președinte al țării să nu admit acest lucru. TV8. Cei de la Partidul Șor susțin că Igor Dodon se teme de revenirea lui Ilan Șor. Cum comentați aceste declarații? Păi, acum poți comentezi. La cine se teme? Păi, poate se întoarce mai repede. El așteaptă și procurorul. Cum acolo? Când știu ce ala. Ieșit miliția, ieșit poliția, ieșit... L-au caut Șor, Șor peste tot. E pe toate gardurile fotografie. E dat în căutare. Lasă vină și să-l căutăm noi. Și ce se teme? Eu cred că cât mai repede va veni, cu atât mai bine pentru justiția din Republica Moldova. Dar eu nu cred că el va reveni. El poate că în coaliția cu Maia Sandu și cu Năstas, poate în cazul ăsta va reveni și asta în arest la domiciliu sau s-a dus și la Orhei Lent să vândă bilete acolo. Și Maia Sandu n-a să-l pui la pușcărie. Așa cum a făcut și anul trecut, când s-a înțeles cu Rothschild pe aeroport. Aduceți aminte? Eu am spus cu anumite ocazii. De ce? Șor? Șor poate să vină? Dacă a spus că mă tem de revenire. Șor doar poate să vină ca să fac campanie electorală lui Maia Sandu. Doar Candu i-a propus staf comun și a spus că o susține pe Maia Sandu. E ca ei ca să facă staf comun împotriva lui Dodon, cu toate că eu nici încă n-am zis că voi candida la alegeri prezidențiale, dar ei deja fac ștaburi comune împotriva mea. Nu e ca Șor să ducă foi volante pentru votați Maia Sandu, poate să vină. În caz dacă ei fac altă majoritate, alianța asta, dau jos guvernul, o pun pe cineva, pe Tauber, acolo, prim-ministru, dar ce? Doamne, Maia Sandu. Nu cred că Maia Sandu să-l pui pe Năstase prim-ministru. Apropo, doamna Maia Sandu, dar dacă eu îl înaintez pe Năstase prim-ministru, mă, ta ce faci? Nu v-ați gândit la asta? Gândiți-vă. Așa că revenirea lui Șor, noi îl așteptăm cu brațele deschise. Cel mai tare procuror îl așteaptă. Unimedia. BNM tot mai des vorbește despre ingerințe în activitatea sa, inclusiv când e vorba de percheziții pe dosare penale. Și anterior a fost declarații de ingerință. Atunci când s-a aflat că avocații în procesul de devalorizare a sistemului bancar sunt achitați din banii BNM. Ce vrea BNM să spună de fapt? În primul rând, noi respectăm independența Băncii Naționale.
Dar după cum am menționat și anterior, stat în interiorul statului, государство в государстве, noi chestia asta nu putem să permitem. Noi încă trebuie să ne clarificăm de ce Banca Națională a cheltuit câteva sute de mii sau poate milioane de dolari pe crol 1 și crol 2, care a fost o pistă greșită în ultimii 5 ani și s-a jucat de investigațiile în tot ce ține de furtul miliardului. S-a supărat că eu fac percheziții. Dar dacă a încălcat legislația, ce să faci cu ei? Sau dacă e lucrător sau guvernator a Băncii Naționale, e sfânt deja și poate să facă tot ce dorește. Doi viceguvernatori au participat în toate schemele cu furtul miliardului. S-au terminat mandatul lor recent. Și ce trebuie să facă statul? Ce trebuie să facă procuratura? Ei sfinți? Și încă să le achite statul din contul său avocației de câteva milioane de lei. Păi asta și bătaie de joc de oameni. De ce? Aici noi vom merge destul de clar și destul de dur. Dar cum altfel? Legea este lege. Absolut pentru toți. Și pentru președintele țării, și pentru angajații Parlamentului, și pentru cei din guvern, și pentru cei din Banca Națională a Moldovei. Dacă au fost făcute ieri aceste percheziții, sunt dosare penale. Foarte clare. Și organele de stat au mers conform acestor dosare. Nu-i place cumva? Nu, ce să facem? Nu trebuia să participați în furtul miliardului. Mir. 17 июля премьер-министр Унькику примет участие в заседании Евразес. Молдавская сторона намерена поднять вопрос об интенсификации торгово-экономических отношений по странами-участницами. Скажите, повлияла ли пандемия на экономические контакты с государством, входящим в Евразийский экономический союз? Какие направления сотрудничества в рамках этой организации являются приоритетным? Да, сегодня премьер-министр Республики Молдова участвует в Минске в заседании межправительственного совета, то есть на уровне премьер-министров стран Евразес. Вы знаете, что мы являемся наблюдателями. Мне удалось в течение моего мандата президента в 2018 году добиться того, чтобы Молдова получила статус наблюдателя. И мы участвуем в разных форматах на уровне президентов, премьеров, министров в обсуждении экономических вопросов. Я хочу еще раз заметить, место, чтобы был понятен. Это экономический союз, это не политический союз. Вот Европейский союз – это политический и экономический. ЕАС, Евразес – это только экономический союз. Там обсуждаются только экономические проблемы. Это торговля, это энергетика, это миграция, это сфера услуг. Вот эти вопросы нам очень интересны. Потому что рынок стран ЕАС, Евразес для нас – очень важен. Мы туда поставляем большинство наших товаров агропромышленного комплекса. Поэтому я думаю, что очень правильно, что сегодня премьер-министр Молдовы участвует в этом мероприятии. Кроме этого, мы вчера с ним обменялись мнениями с премьер-министром Кику до его вылета. Кроме этого, у него запланирована сегодня встреча с премьер-министром России. Было с премьер-министром Беларуси, но сегодня будет с Мишустином. Будут обсуждать кредит в 200 миллионов евро. Россия и раньше, когда я встречался с Путиным несколько недель назад, и на днях я с послом Российской Федерации встречался, подтвердила готовность эти деньги предоставить Молдове вот в этом непростом периоде, когда экономический кризис, когда пандемия. Поэтому все эти вопросы и дальнейшие планы сотрудничества в Евразес, но и на двухстороннем, на двусторонней основе с Россией, с Белоруссией, с Казахстаном и с другими, конечно, сегодня будут обсуждаться. Я думаю, что это очень важно. Против Екишинов, дече, ац промис публика, винис на миссиюния профунзиме, чну вас респектат промиссиюния. Кын везвини, жди меня, я приду. Только очень жди. Жди с поэзия. Ну, штюк, коло вы тот сентец румын, на крыт калимбару санкна цветат. А так серьез, ее консидерка, я керосорок, чинев один журналист, нас учатели, журналисты. Să facă o analiză din toți președinții Republicii Moldova. Hai să luăm pe ultimii trei. Dodon, Timofte și Voronin. Cei care interimari nu-i lasă în calcul. Cine a participat la mai multe emisiuni televizate, a dat mai multe interviuri și a fost mai prezent în presă decât actualul președinte Dodon? Eu de ce vă spun acest lucru? Verificați de interes. Eu sunt foarte deschis presă. Chiar și prin intermediul acestei emisiuni, o dată în săptămână.
Dar dacă o să faci o analiză, avem acolo ce, Asociația Presii Independente sau Macovi? Macovi? Noi sunt care cu protestele. Noi sunt care strigă ca să tai capul la, la transnistrieni. Nu, noi este altul, da? Macovei sau cine este acolo. Faceți o analiză. Chiar vă rog. Luați fiecare președinte în decursul mandatului. Dodon, Timofte, Voronin. În ce ține deschidere față de presă? Fiu sigur că eu sunt pe primul loc în acest clasament. De ce să fiu învinuit sau cineva să spună că nu sunt, nu vin, nu particip, nu aveți posibilitatea să mă oferiți întrebări, nicio problemă, eu răspund la toate întrebări, sunt foarte deschis. În ce țin de participarea la un post sau altul? Păi eu nu trebuie să îmblu, nu sunt ca copilul cel de anul nou care trebuie să îmbli cu uratul la toate căsile. Să iei toate posturile de televiziune de la un cap și să meargă încolo și înapoi. Eu decid, vin la postul de televiziune cu tare sau nu vin la postul de televiziune cu tare. Eu nu sunt obligat să dau curs la orice invitație. Formatul este, e deschis, poftim. Aveți întrebări, acordați-le, eu sunt disponibil. Tot Pro TV-ul și totuși purtați mască sau nu, după ce reguli vă ghidați. Atunci când suntem în spații închise, mă că și o să-mi spuneți ce am us fără mască, și când am ședințe în spații închise, mă strădui, evident să port mască. Dacă suntem în spații, că am avut alaltă ieri ședință cu Consiliul Societății Civile, dacă sunt vreo 7-8 metri între noi, pot să-mi permit să nu am mască. Restul, în marea majoritate a deplasărilor în teritoriu, mă stărui să port masca de protecție. Bine, atunci când se încâmp prin vie, prin popșoaie și nu sunt oameni alături, care sensul să, sau sunt greu, care sensul să port mască? De ce în spații închise consider că este necesar obligatoriu dacă am ședință? Și în spații deschise atunci când suntem riscul, suntem în, aproape unul de altul. Sputnik Moldova. Повестку заседания Евразес, Евразийского экономического совета, в котором примет участие КИКУ, включено обсуждение комплексного плана мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID. Что-то так замутили. Ранее, в частности, сообщались, что была подтверждена безопасность разработанной в России вакцины от COVID, которую намерены начать производить в сентябре. Кроме того, сибирские ученые в ходе исследований смогли получить антитела, способные нейтрализовать коронавирус. Так, насколько реальное сотрудничество с Россией по вопросу поставок в Молдову лекарств и вакцины от COVID-19, с учетом того, что ученые из разных стран прогнозируют осенью вторую волну коронавируса? И будет ли этот вопрос обсуждаться с российскими коллегами, ведь ряд стран уже выразили заинтересованность в российской вакцине? Конечно, мы тоже заинтересованы в этом. Если эта вакцина будет работать, ну, для нас жизненно важно побыстрее начать добровольную, я отмечу еще раз, вакцинацию нашего населения. Поэтому как только будут подтверждения, что это эффективная вакцина, я уверен, что российские партнеры, российские друзья, братья будут готовы передать эту вакцину и нам. Во всяком случае, с коллегами из России мы этот вопрос начали обсуждать. Я думаю, что и сегодня премьер-министр его обсудит. Начали прощупывать. И как только появится вакцина в Россию, вы знаете, Россия нам всегда помогала в тяжелой ситуации. Поэтому я уверен, что будет помогать и сейчас, и в этой ситуации. Adevărul rău, cum comentați decizia lui Recep Erdogan de a transforma fosta Bazilică Sfânta Sofia din Istanbul în moschee? Eu înțeleg. Cineva mi-a mai dat această întrebare, mi se pare că s-a trecut. Poziția mea în calitate de președinte a Republicii Moldova este următoare. Aceasta este treburile interne ale oricărui stat. Evident, ca creștin, în calitate de creștin, mi-aș dori ca mai în continuare acest, eu ar spune, nu doar monument, un simbol, ar fi bine el să rămână creștin ortodox. Ca creștin ortodox. Dar ca președinte al țării, consider că fiecare țară așa are treburile sale interne și ia decizii. Și nu avem noi dreptul, calitate de funcționari, de conducători ai țării, să spunem altui conducător al țării, fă așa sau așa. Și îmi doresc același lucru, aceeași abordare, să o aibă toți și față de noi, de Republica Moldova. Комсомольская правда в Молдове. Игорь Николаевич, как вы прокомментируете нынешнее обострение ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном? Конечно, очень досадно все, что там происходит.
И мы видели последние дни, что сообщались и о раненых, и о убитых. Я очень надеюсь, что все это остановится для того, чтобы был мир. Для того, чтобы они сели за стол переговоров и договорились. Обе эти страны для нас как братья. Это и Армения, в которой мы очень хорошо сотрудничаем в рамках Евразэс и СНГ. Я не раз встречался с Пашиняном, с премьер-министром. У нас большая диаспора здесь, в Молдове, армянская. Мы всегда поддерживали их, они нас поддерживали. Но у нас очень отличные, хорошие отношения стратегические с Азербайджаном. У нас личные, дружеские отношения с президентом Алиевым. Он очень много помогал Молдове. Вот сейчас, в частности, в Чадырлунге заканчивается очень красивый объект социальный для жителей Гагаузии. Поэтому мы будем развивать сотрудничество и партнерство и с Азербайджаном, и с Арменией. Я очень надеюсь, что они найдут возможность сесть за стол переговоров и договориться. Как договориться, это их дело. Но важно без кровопролития, без стрельбы, без войны. Плохой мир лучше, чем хорошая война. Это всегда было так. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки вот то, что там началось, очень надеюсь, что это остановится. Так, Майди Партия. Журнал ТВ. Хосту примара интермарал капитали Руслан Кудрянов, окутан регистрари видео, корреспондент пшенитель Егор Тудон. Сейчас Валта Друмул фикс полнопарт решединца дистат для кондрица. Чек у нас есть прочести лукрейд репарация Друмул, жди че Друмул на фост асфалтат Майди Партия спрей локалитати. Ну, я распомнил сейчас на требаре, когда узели мурмы. Например, ну, я асфалтия с Друмурля до статул, асочатия Друмурлор. Într-a rând, această porțiune a fost planificată și aprobată de guvernul din anul trecut al doamnei Maia Sandu. De ce la prima etapă această porțiune? Pentru că această porțiune a fost reparată în anul 2006. Restul drumului mai departe a fost reparat în 2007, 2008, 2009. Adică aceasta era porțiunea cea mai veche. Și guvernul Maia Sandu atunci a luat decizia că începem la această porțiune și mai departe. Nu are nimic cu reședința de stat a președintelui. Absolut nimic. Evident că vor continua lucrările de reparație și mai departe. Și după cum am menționat, deja la această etapă, 75% din drumuri în cadrul programului Drumuri Bune pentru Toți am început să fie reparate în Republica Moldova. Acestea au fost întrebările de la media. Carmena, nu a scăpat nimic? Nu. Mie mi se pare că a mai fost o întrebare, poate este în cele care le primesc acum, a mai fost o întrebare despre protestul de ieri. Și am văzut că foarte des, chiar și pe unele mesaje care mi-au venit, cum comentez, de ce. Protestul de ieri, care unii combatanți, am văzut că au fost și reținuți de poliție și așa mai departe. Haideți să luăm pe rând. Toată lumea, sau orice cetățean a Republicii Moldova, conform legislației, într-un stat democratic, are dreptul la protest. Eu nu sunt împotriva protestelor. Eu fiind în opoziție, în perioada anilor 2011-2012 până 2016-2019, noi am organizat vreo 400-500 de proteste. Eu le-am organizat cu Partidul Socialiștilor. De ce? Toți au dreptul să protesteze. Dar să protesteze conform legislației în vigoare. Eu nu sunt de partea cuiva sau împotriva cuiva. Eu, în calitate de președinte al Republicii Moldova, sunt pentru ordine, pentru respectarea legii. Atunci când câțiva zeci sau câteva sute de persoane blochează ilegal drumurile, asta e încălcare legislației. Indiferent cine sunt ei. Sunt deputați sau sunt funcționari sau sunt veterani și așa mai departe. Asta e încălcarea legislației Republicii Moldova. Și în orice stat, organele de drept trebuie să asigure ordinea publică. Încă o dată spun, în orice stat, urmăriți, vă rog, ce se întâmplă în diferite state acum, în aceste zile. Și cum organele de forță din alte state asigură ordinea publică. Comparativ cu acțiunile polițiștilor din Statele Unite sau din unele țări europene, polițiștii noștri sunt Божие одуванчики. Foarte atenți, nu exagerează. Dar dacă cineva crede că noi vom admite așa cum a fost anterior,
7 8 10 ani urmă. Când dacă cineva lua o piatră și arunca în pșninție, îi dădea ordin la cel care a aruncat, dar polițistul cu capul spart, era deschis dosar penal, noi lucrul ăsta nu putem admite. Pentru că nu e corect. Pentru că e contrar legislației. Polițistul, poliția, fulgeri și mai sunt acolo. Ei sunt la slujba statului. Ei nu încalcă legislația. Ei trebuie să asigure ordinea publică. Și cum trebuie să procedeze în cazurile astea? Nu, sincer, că vine cineva, stă un polițist, lângă, de exemplu, lângă o instituție de stat și vine cineva și îi aruncă o piatră în cap. Sau vine și îi dă un pumn. Ce trebuie să facă polițistul? Să întoarcă obrazul și ala și spune, mai dă-mi un conform, ca în Biblie, da? Și pe urmă aici ce o să fac? Au sunt și au să dea foc la clădirea Parlamentului sau la pșniție. Păi asta noi vrem. Eu înțeleg foarte bine care sunt sentimentele protestatarilor de ieri. Și ei undeva au dreptate în ce sunt posturile legale, de alte lucruri. Și v-am spus, am răspuns prima întrebare astăzi. Au toată susținerea și ne facem tot posibil în această direcție. Dar de ce să semănăm haos? De ce să încercăm să facem agenda politică a cuiva? Eu am văzut deja unii plâng de jele. Fac postări pe Facebook. Dar de ce voi când ați fost prim-ministri? Nu i-ați convocat pe veteranii ăștia să le dați polisa gratis? Așa cum a făcut-o guvernul Chicu. Sau alte lucruri care a decis acest guvern. Prima dată în 20 ceva de ani, primul guvern care a făcut lucruri concrete pentru veteranii de pe Nistru, pentru combatanți. Și hai să-mi spune sincer, cu mâna pe inimă. Într-adevăr, s-au făcut lucruri concrete. Adică domnul Găciuc, chiar azi dimineața am discutat cu domnul general Găciuc, care a fost în discuții cu dumneavoastră de multe ori. Cu regret, aceste proteste sunt utilizate politic pentru scopuri politice. Încă o dată, nu au nimic oamenii care au ieșit în stradă, cu interesele lui Șor și Lucandu, care i-au adus pe câțiva provocatori și al USAT. Pentru ca să o preseze pe Maia Sandu, să semneze moțiunea lui Andrei Năstas. Asta a fost scopul. Și Maia Sandu a cedat în fața lui Andrei Năstas. Dar astea sunt problemele lor. Dar ce au chișinăuienii să-i blocheze drumul pe 3-4 ore, tot centrul orașului, cu razborțile voastre? Făceți protest în fața guvernului, parlamentului, președinței, dar nu blocați străzile. Nu bateți polițiști. Nu încercați să luați cu asalt clădirile de stat. Pentru că lucrul ăsta nu e corect, nu e admisibil. Vreți discuții, chestii, discutați. Faceți schimb de opinii. Văd că doamna Maia Sandu începe cu declarații. Dar ce mata nu e invitat în luna septembrie, octombrie anul trecut, în guvern, pe toți, 300-400. Și te așez cu dânșa guvern și discuți. Amu, ești mare eroină. Este un cântec frumos, eroină, da? Trebuie să-i punem în dată. Eroină mare că încearcă să facă politic pe asta. Lăsați jocurile astea. Da, combatanții undeva au dreptate, că trebuie să le acordăm atenție. Și nu le acordăm atenție. Au dreptate când spun că sunt probleme pe posturile astea legale. Recunosc, sunt probleme. Și încercăm să le rezolvăm. Și o să le rezolvăm aceste probleme. O să le rezolvăm. Dar jocurile politice cu sau destabilizare, lucrul ăsta, eu vă rog foarte mult. Nu vă dați utilizați. Dragi, stimați combatanți, nu vă dați utilizați în toate lucrurile astea. Acestea au fost întrebările. Răspundem la câteva de pe... Da? Lumea se uită? Sunt? Nu știu, în august să luăm pauză sau să continuăm emisiunile? Continuăm și în august? Poate oamenii vor să mă odihnească. Так, începem. Людмила Драгуцану. Bună ziua, domnule Dodon. Eu înțeleg foarte bine că această epidemie sunt mulți infectați sau se infectează, dar vă rog până la pământ deschideți aeroportul pentru cetățenii străini să vină în Republica Moldova. Doar e posibil de făcut în așa mod că cetățenii străini care vin în Moldova să facă test la COVID-19 obligatoriu fie în țara lor sau în Republica Moldova sau să stea în carantină 14 zile în Republica Moldova. Vă rog frumos, găsiți o posibilitate cât de cât mai curând se poate. Mersi mult. Doamne Ludmila, noi am decis că după data de 1 august, pentru că au mai fost prelungite unele restricții, sperăm foarte mult că după 1 august vor fi scoase și aceste restricții și
inclusiv noi acum examinăm posibilitatea să nu fie nici carantina de 14 zile. De aceea, cel mai probabil, rugămintea dumneavoastră va fi implementată după 1 august. Cristina Malic, este adevărat că Italia, Germania închid granițele pe 2 ani? Doamna Cristina, din informațiile care le avem noi, unele țări au închis frontiera pentru mai multe state, inclusiv pentru Republica Moldova, și mai multe state din regiune, inclusiv Italia. Pe ce perioadă? Noi nu avem informații că pe 2 ani. Noi avem informații că pe perioada cât se va vedea care va fi dinamica cu COVID-ul. Dar din câte observăm, în mai multe țări europene, inclusiv în Italia, este un nou val de epidemie. Și eu nu exclud că în timpul cel mai apropiat, poate nu apropiat, poate în toamnă, vor fi introduse din partea, nu din partea noastră, din partea unor state europene, ar putea fi introduse unele restricții. Dar noi vă ținem la curent. Екатерина Унгуряна, расскажите о ситуации в Дурлештах. Людям воду так и не подключили, уже 2 года компания обещает никаких результатов. Екатерина, я слышал об этой ситуации, я поговорил с мэром Кишинева, и я думаю, что в ближайшее время они какое-то решение найдут. Буквально на следующей неделе мы договорились с мэром встретиться в примарии и обсудить все эти вопросы. Светлана Дудогла. Доброе утро. Верните пенсионный возраст назад для женщин. Женщины так всю жизнь работают. Светлана, для этого нужно поменять закон. Я думаю, что 51 голос в парламенте сейчас за это не проголосует. Нету парламентского большинства. Но вы знаете мою позицию. Я изначально был категорически против увеличения пенсионного возраста. И вы помните, что этот закон был подписан до моего вступления в должность президента. Я считаю, что в этом направлении нужно менять, возвращаться к тому, что было до 2016 года. Как только будет у нас парламентское большинство, мы будем это предлагать и обязательно сделаем. Лилия, господин президент, что будет с республиканским стадионом? Хотелось бы, чтобы этот вопрос не был разменной монетой посольства США. Лилия, вы знаете мою позицию. Мы предложили партнерам из Соединенных Штатов, чтобы они выбрали другой участок. Они настаивают на этот участок, они говорят, что это было обязательство, взятое правительствами до нынешнего правительства. Напомню, это правительство Филиппа, и потом правительство Майя Санду подписало все документы. И у Молдовы, конечно, согласно этим документам, есть обязательства перед Соединенными Штатами Америки. Я предложил партнерам из США, чтобы они нашли, выбрали другой участок. Насколько я понимаю, они еще настаивают на этом. Но нынешнее правительство ничего не подписывало и заморозило выполнение тех обязательств, которые были подписаны правительством ранее. Проблема с этим участком еще в том, что он находится сейчас в очень плачевном состоянии. И где-то 25% участков вокруг, они уже частные. Поэтому нужно в срочном порядке решать что-то с этим участком. Вы знаете, там и дети, беспризорники, и ужас, что творится. И это центр Кишинева. Нужно побыстрее принимать решение или найти правильное, найти такое назначение, которое приняли бы кишиневцы. А с американцем будем дальше вести переговоры. Екатерина Пан. Дече ночи сантош требуется софими изолация детуата лумя. Сартяни гуча ку комиссия европеана шку цели вечини, карумния Бугария пентру каче дин зон или Росия сапат калатурием база теслы факуди коронавирус. Домна Екатерина, коллеги дин на министеру дейкстернижный гуверн держа дискут о чести субъекте ку партенери ношты европеяне. Ее спер форте мульт, кантим по апропиат вурфи гасити солуции. Галина Сусу, домна пшлинти респунди, член треберли карине фрамента мульт. Cât o să mai trăim din credite? De ce economia noastră nu se ridică deloc? Am în vedere economia ce produce ceva, nu din impozite și amenzi. Noi la fel, salariații plini de credite și nu ne putem descurca. Doamna Galina, evident că în această situație de pandemie, criză economică, mai mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă. Mai mulți oameni au intrat în credite. Și este foarte regretabil acest lucru. De ce noi și-am hotărât să lansăm mai multe programe pentru susținerea sectorului real al economiei. Ați văzut, de exemplu, acele 16 platforme industriale în 16 raioane care este inițiativa președintelui și a guvernului. Chiar recent au fost aprobate, alocați bani pentru aceste platforme. Ce înseamnă aceste platforme? De ce am abordat acest subiect? Pentru că ați întrebat de economia noastră. Nu din importuri și așa mai departe. Aceste platforme industriale vor fi baza pentru dezvoltarea economică în raioane.
Apropo, acest proiect a fost blocat de către opoziția parlamentară, de către această alianță a haosului. Dar în 2-3 săptămâni se încep lucrările de infrastructură pe aceste 16 platforme. Eu cred că acolo vor apărea noi uzine, noi fabrici, zeci, sute, mii de locuri de muncă. Acesta este obiectivul nostru. Coropceanu Anastasie, domnule președinte, de ce în așa țară mică avem înregistrate peste 40 de partide? Trebuie de făcut schimbări în codul electoral. Nu, ați văzut, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Hai, dacă să vorbim sincer. Și am spus-o nu odată. Numai nu a curs să fie interpretat de presă, că de domn propune interzicerea partidelor. Dar ar fi mult mai simplu să fie câteva partide de stânga, câteva de dreapta și omul știe. Asta e roșu, acela e galben, acela e albastru, ia că asta vrei cu acela, asta vrei cu cealaltă, asta e pentru țară, asta e pentru oligarhi și așa mai departe. Dar ați văzut ce spun oponenții noștri politici? Ieri un deputat din Parlament. Că trebuie de făcut așa că 10 oameni s-au întâlnit, că noi în cabinet suntem cât 3, 7, da? Ne-am așezat 7, am semnat și am făcut partid. Dar pe asta e de râsul găinilor. Vor să buimășească lumea, ca lumea să nu se mai orienteze. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie de făcut o revizie și trebuie de pus unele restricții mai dure pentru cei care vor să obțină încrederea cetățenilor. Mihai Vasile, aveți o simpatie aparte pentru găgăuzi? Care ar fi interesul? Sau în caz de eșec la prezidențiale veți candida pe Trăbășcan? Mihai, eu sunt moldovean din Talpa. Apropo, la una din emisiunile viitoare o să vă aduc arborile genealogic. Să vedeți, eu am găsit strămoșii mei din secolul încă 16-lea. Apropo, Sadova în acest an a împlinit 600 de ani, în 1420. Eu nu am simpatii separate pentru o anumită etnie din Republica Moldova. Eu consider că toți suntem cetățeni ai Republicii Moldova. Suntem în condiții egale toți. Eu merg în toate localitățile. Apropo, când am vorbit de recorduri în activitatea președintelui, o să vin în luna august cu un raport, o să vedeți că și la capitolul numărul de localități pe care le-a vizitat președintele, președintele Dodon, eu personal, de asemenea, sunt printre cei mai activi. Eu am fost în marea majoritate a localităților din Republica Moldova. În ce sunt de Bașcan, eu Bașcan destul de bun. Bine, doamna Irina Vlah nu poate să mai fie Bașcan pentru că este al doilea mandat consecutiv, dar ei vor decide și fără implicarea noastră. Cristina Sandu, bună ziua, domn președinte. De ce în această perioadă dificilă în legătură cu COVID-19 nu se alocă mai multe locuri bugetare la Universitatea de Medicină? Doar 55 de locuri s-au mărit, când ar fi rațional să se aloce mai multe locuri. Cristina, aveți dreptate. Eu nu am știut că doar 55 de locuri. Eu o să rog consilierii mei, care la sigur nu mă privesc acum, să luăm legătura cu colegii din guvern, cu colegii de la Ministerul Sănătății, cei de la Universitatea de Medicină, ca să fie mărit numărul de locuri bugetare. Evident că avem nevoie de medici, cu atât mai mult. Noi acum am decis, cunoașteți, să dublăm salariul la medici. Apropo, eu am fost în Hâncești miercuri și luni, știți că am semnat legea cu majorarea salariilor la lucrători din sectorul medical. Pe că miercuri fiind în Hâncești, medicul șef din raionul Hâncești, din orașul Hâncești, mi-a spus că după ce am semnat această lege, inițiativa mea de majorare a salariilor, au venit 10 cereri de angajare la muncă în spitalul din Hâncești. Mulți spun eu că nu o să dea nimic. Uitați-vă, nu m-a însemnat legea care prevede dublarea salariilor. 30% la 1 septembrie, 30% la 1 ianuarie și așa mai departe. Și în două zile, în spitalul din Hâncești, au venit 10 oameni, 10 cereri de angajare la muncă. Care este rezultatul inițiativelor noastre, pe care au fost blocate de către Maia Sandu și Andrei Năstas. Nu știu, bandiți ce. Este efect. Oamenii au văzut lumină. Oamenii au văzut lumină, au văzut lumină în capătul tunelului, au văzut speranță. Le-am dat speranță că lucrurile se schimbă spre bine. Deci eu sunt de acord că trebuie să dăm mai multe locuri bugetare la medicină. Mihai Ana, referitor la protestul pașnic al prestatorilor de servicii din domeniul nunților, petrecerilor private, aveți un răspuns. Când se va permite să activăm și câte persoane se va da voie prezente la un eveniment? Doamna Ana, dumneavoastră știți că chiar am avut un confuz când eu am zis că se poate. Și pe urmă, cineva mi-a spus că, de fapt, guvernul a spus că nu se poate. Eu consider că trebuie mai repede de liberalizat. Părerea mea personală. Viața merge înainte. Dacă eu, alaltă, reveneam, miercuri, reveneam din Hâncești,
Și am intrat la Poiana, nu știu cum se numește, lângă Condrița, cum se numește restaurantul? Vinărie Vinărie Poiana. Am trecut pe acolo, nu am fost niciodată. Și acolo era o mire și o mireasă, care eu ați văzut și foto, probabil, pe rețelele de socializare, pentru că m-a rugat, pentru că a fost surpriză, președintele viu, m-a pipăit, dacă se poate fot. A făcut fot și a întrebat, faceți nunt? Toți, păi, nu se poate nunt. Nu făceau nunt, pur și simplu tinerii după înregistrare au venit să beau cupă de șampanie și să facă fotosesie acolo, e foarte frumos. Nu vreau să fac publicitate cuiva, dar într-adevăr e un loc foarte frumos. Cei care nu au fost, puteți să mergeți, se seamănă cu așa, Toscana, Italia, undeva, exact în stilul celălalt. Dar de ce vorbesc? E vorba de soarta tinerilor. Doar acest cuplu. E cel mai important eveniment din viața lor. Și ei nu pot să fie alături de... Hai să nu facem nunți de 400-500, dar de 50 de oameni, până la 50 de oameni, ce să nu-l permite? Cu anumite reguli dure, stricte. Asta e rugămintea mea către colegii de la guvern. Eu știu, doamna Dumbrăveanu, că insistă, OMS-ul și așa mai departe. Dar haideți să permitem evenimentele tipul ăsta până la 50 persoane. Cu reguli, cu un metru, doi, amar să străgi în malăniș și nerezi, nu se pupi de tânunta în cerc, când este câteodată la Moldoveni. Dar trebuie să permiți lucrul ăsta. Încă o dată, eveniment, o dată în viață, la acești tineri. Și erau doar cu părinții, să ne la distanță. Așa că, doamna Ana, aici mă aveți pe mine de partea dumneavoastră. Eu consider că trebuie mai repede permis și până la 50 de persoane, și obțin la să fac aceste evenimente. Petru Bejan. Bună ziua, domn președinte. Este posibil reconstrucția sistemului de irigare care a fost cândva cu mulți ani în urmă, de exemplu, în Lunca Prutului, ca să nu mai suferim atât de secetă. Domnul Petru, eu am fost în Lunca Prutului câteva, o lună, poate o lună jumătate în urmă, anume acolo unde era sistemul cel de irigare, poate dumneavoastră sunteți unul din cei care au fost împreună. Asta e unica soluție. Agricultura din Republica Moldova, fără irigare, nu are nicio șansă să supraviețuiască. Aceste secete care le avem în acest an, cu regret, în viitor, prognozele nu sunt cele mai bune. Apele subterane s-au dus și mai jos. Anume, din aceste considerente, la inițiativa mea au fost luate următoarele decizii. În primul rând, în luna aprilie, la cererea agricultorilor și la inițiativa mea, Parlamentul a schimbat legea și a permis irigarea din iazuri și lacuri, chiar dacă sunt private. Probabil cunoașteți. Dar asta nu e suficient. Deci, a doua inițiativă care am solicitat colegilor din guvern, ca până la sfârșitul lunii iulie, să permită din fântâni artiziene, irigarea culturilor cu valoare adăugată sporită, cum ar fi livez și așa mai departe. În toate țările, și în Ucraina, și în România, acest lucru este posibil. La noi, nu știu ce s-au găsit mai catolici ca papa de la Roma, unii ecologiști, și nu permit utilizarea apelor subterane. Trebuie de permis acest lucru. Și obligatoriu, unul din proiectele naționale pentru viitor este restabilirea sistemelor de irigare din râurile Nistru și Prut. În timpul sovietic au fost investiți miliarde de ruble, încă o dată, nu m-am greșit, miliarde de ruble în astfel de proiecte. Doar într-un proiect la Ștefan Vodă, eu am fost acolo, stație de pompare și un canal din Nistru, s-au vărât 500 de milioane de ruble în acea perioadă. Și acum l-au tăiat la metalul. E necesar urgent de reabilitat toate aceste sisteme. Și noi vom veni cu un program național în acest sens. Dar la această etapă, până când vom merge cu investiții majore în infrastructură respectivă, trebuie să permitem din iazuri și râulețe, am permis, trebuie să permitem la fântâni arteziene. Mariana Dita, ați promis câte 700 lei la pensionari, veniți și ascultați cum așteaptă ei acești bani, unde e promisiunea dumneavoastră. Doamna Mariana, această promisiune a fost îndeplinită, cu regret a fost blocată mai multe săptămâni de către știți cine din Parlament, să ne repet, să ne fac atât publicitate. Eu am semnat această lege luni, miercuri guvernul a aprobat hotărârea guvernului și acești bani vor fi alocați pe data din 1 octombrie, deoarece este ziua omului în ietate. Este vorba de alocarea a 700 de lei la toți pensionarii care primesc pensia mai mică de 3.000 de lei. Este vorba de 660.000 de pensionari. Apropo, în premieră, acest lucru se va întâmpla în Republica Moldova. Noi am insistat și în lege a apărut obligativitatea guvernului de 2 ori pe an, indiferent că se va schimba guvernul, nu se va schimba, vor veni alții, în lege e scris că de 2 ori pe an trebuie devenit cu acest suport pentru pensionari.
și de două ori pe an de indexat pensie, la 1 aprilie și 1 octombrie. Asta a fost inițiativa mea care v-am promis-o și am reușit în sfârșit să o implementez. De ce acești bani au fost aprobați și vor fi alocați? Maria Râcu, lămuriți poporului comportamentul poliției de ieri. Doamna Maria, am răspuns la această întrebare. Trebuie de respectat legea. Acest lucru se referă la toți. Și la funcționari, și la președinte, și la orice. E regretabil că s-a ajuns la cele altercații de ieri. Poate cineva și le-a dorit foarte mult. Nu poliția, la sigur. Dar poliția trebuie să asigure ordinea publică. Și fac un apel către toți. Înțeleg emoțiile, înțeleg cerințele, dar haideți să respectăm legea. Zina Gâtlan, când o să ne putem duce la lucru în Rusia? Doamna Zinaida, de câte știu, Rusia a luat decizia că se poate intra în țară fără carantină, 14 zile, și sper foarte mult că în timp apropiat să fie deschis accesul și pentru cetățenii din Republica Moldova. Eu o să am o discuție cu colegii din Rusia, cred că săptămâna viitoare, și probabil în următorul episod o să vă dau detalii când și cum. Vitalie Vâtcoci, dați răspuns la întrebări concrete. Iarăși transmisia, lăsați transmisia în pace. Ei au președintele lor. Vorbiți de hoți, de furtul miliardului, tot din dumneata le-ai dat voie să fugă din țară. Nu, Vitalie, în primul rând, ei nu au președintele lor, Transnistria este partea Republicii Moldova, da, ei au liderul lor care a fost ales, care noi avem discuții. Așa că cu Transnistria trebuie să avem dialog și trebuie să mergem înainte. Cei sunt dihoții din Republica Moldova? Cine a fugit din țară? Plahotniuc? Plahotniuc a fugit atunci când noi am numit guvernul și o să-l aducem înapoi. Împreună cu Șor atunci a fugit. Cu furtul miliardului acum se merge destul de bine. Procuratura merge înainte. Ăși care acum vor să dea jos guvernul, fac tot posibil să stopeze procesul. De ce Maia Sandu s-a legat cu Șor și Candu? Pentru ca să stopeze investigarea miliardului. Dar noi lucrul ăsta nu o să-i permitem. Victor Tibernei. Așa o întrebare. Organizația Mondială a Sănătății ne susține pe timpul pandemiei? Și dacă da, de ce lumea testată pozitiv de COVID achiziționează medicamente din banii proprii? OMS-ul ne susține la această etapă și vreau să le mulțumesc și pe această cale pentru suportul care îl primim de la Organizația Mondială a Sănătății și de la alți colegi parteneri din afara țării. Toate testele pe care le dau cei care au simptome, de exemplu, vedeți că aveți simptome, vă adresați la medic, se fac din contul statului, în ceea ce ține de medicamente. Cei care au poliță sunt asigurați de către stat, pentru o anumită perioadă care este stabilită. Eu am venit și cu calcule odată la acest capitol. Care nu, procură din contul său. Maxim Казак. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, государство планирует полностью обновить наши поезда, вагоны пассажирские или только локомотивы? Максим, я знаю очень хорошо проблемы, которые есть с вагонами. Мне докладывало руководство железной дороги молдавской. Конечно, нужно срочно, вот сейчас решили с локомотивами, я думаю, что это очень хорошо. Это даст новый толчок развитию молдавской железной дороги, но срочно нужно решить еще две проблемы. Первое, это нужно восстановить железнодорожные пути, нужна реконструкция. И это вторая часть проекта, которая начнется, скорее всего, в сентябре, в октябре. На это мы договорились с партнерами внешними и взяли кредит 50 миллионов евро. И первый участок, насколько я знаю, это с Бессарабки до Джуджилешт, и дальше будем двигаться по остальным. То есть это ремонт дорог, восстановление дорог. И следующий этап, самый важный, ну, один из важнейших, это, конечно, вагоны пассажирские и не только пассажирские. Я знаю, что очень много пассажирских вагонов, с 1 января их невозможно будет использовать. Поэтому железная дорога Молдовы, знаю, что ищет возможности, как эту проблему решить. Есть такие проекты по созданию производства здесь, в Молдове, ну, к примеру, в Бессарабке есть очень хороший железнодорожный депо. Вот есть желание инвесторов из Украины и наших, чтобы там сделать вот такое предприятие совместное по восстановлению вагонов. И не только восстановлению, но ремонту и производству новых. Я думаю, что для Молдовы это очень интересный проект.
Потому что практически все железнодорожные работники с Бессарабки не только там найдут рабочие места, но и мы будем здесь эти проблемы решать. Поэтому на ваш вопрос, есть ли в планах, да, это есть в планах. Максим Казак, может ли случиться так, что после парламентских выборов социалисты будут коалиции не с правыми, а с нашей партией или с коммунистами? Максим, я думаю, что рано говорить о том, что будут после парламентских выборов. Во-первых, нам нужно сделать все возможное, чтобы распустить этот парламент. И мы сделаем все возможное для этого. Я думаю, что вы согласны со мной, и все, которые смотрят, согласны, что этот парламент уже не соответствует выборам, которые были в прошлом году. Его нужно побыстрее распустить. И мы его распустим. Мы сделаем все возможное, чтобы его распустить в ближайшее время. Кто и как победит и пройдет, со сколькими мандатами на следующих парламентских выборах, досрочных, которые, скорее всего, будут в феврале, марте, апреле, самые поздние следующего года, время покажет. Я думаю, что у социалистов есть очень хорошие шансы самим получить парламентское большинство. Я не исключаю, что, может быть, социалисты примут решение идти в блоке, в большом, там, с другими партиями. Возможно. Но, во всяком случае, конечно, социалисты будут на первом месте, и вокруг них будет строиться следующая власть в Республике Молдова после досрочных парламентских выборов. Насчет там коалиции с правыми, ну, мы это уже проходили. Мы видели, чем это закончилось. Ну, посмотрим. Я думаю, что сейчас говорить о коалициях рано. Нам нужно распустить этот парламент. Галина, домли пшените, дичи компании или микрофинансари, но тянут контур ли, но цен конди пропунили для вас в типу пандемии. Опликатен карантины, ФРС анонсы клиенции, класс вашиди карантины, санитаризин кусуми и норми, шку аминицер. Поти не ожутац, качести акцион, а фост организате спечал. Домна Галина, юки раз тезям интервидерику домну Кицан, корейский директор, пшринтели комиссии национальной опять финансари, а регулатору, корей респонди шиди сектор для микрофинансари. А коли хаус тотал микрофинансари часто? Шпрочинт ли карлипун? Așa scriu, mărunțel să primesc câteva 10 sau sute de procente anual și penalități din partea companiilor de microfinanțare. Deci astăzi vom avea discuții cu conducerea Comisiei Naționale Pieței Financiare și vom aborda și acest subiect. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să luăm măsuri și vom lua măsuri. Olesia Vlad, господин Дадон, откройте, пожалуйста, школы, сады в нормальном режиме. Не надо масок и перчаток. Ваш ребенок тоже будет так ходить. И самоизоляцию отмените. Это до чего дошел народ, что должен вас умолять, просить, чтобы что-либо отменить. Да мы что, в конце концов, в лагере живем? Или, может, на нашей стороне нет законов и никаких прав? Олеся, ну, во-первых, то, что касается закона и лагеря и так далее. Ну, давайте скажем честно, что меры, которые были предприняты последние 4-5 месяцев, нам позволили, чтобы у нас не был, чтобы мы не упустили ситуацию из-под контроля. Медицине. Я об этом не раз говорил, потому что есть две стороны медали. Кто-то говорит, закройте опять все, кто-то говорит, откройте все. Насчет детских садов я с вами согласен, я об этом говорил. Я знаю, что сейчас уже готовится все для того, чтобы возобновить работу детских садиков, возможно, с 1 августа. То, что касается школ, есть 7 предложений от Министерства образования, как школы будут работать. Я думаю, что большинство школ, 75% школ, где не так много учеников в классе, но это большинство населенных пунктов, сельских в первую очередь. Там будет тот же режим, может быть, уроки будут поменьше времени, не 45 минут или не час, там 30 минут. И побольше перемен, чтобы могли обеспечить какие-то нормы. Но, скорее всего, они будут работать в том же режиме. То, что касается школ в городах, вот в Кишиневе, здесь нужно подумать, как сделать так, чтобы у нас не было взрыва пандемии в некоторых учебных заведениях. Я знаю, что коллеги из Кишинева, из Министерства образования работают в этом направлении. Но, Олеся, мы делаем все возможное. Государство делает все возможное для того, чтобы вас поддержать. И вы правильно ответили, отметили, что мой ребенок тоже будет так ходить. Конечно, я не хочу, чтобы мой 5-летний сын ходил с маской в детский сад. Но если будет пандемия, нужно будет решать, что мы делаем. Если будут какие-то условия, какие-то нормы, либо мы закроем все, и я не хочу, чтобы мы закрыли. Потому что они и так вот уже 5 месяцев или 4 месяца с марта, март, апрель, май, июнь. Вот 5 месяцев, июль, дети сидят дома. Это нехорошо. Это для детей плохо. У родителей нет времени заниматься работой. Поэтому эту проблему нужно решать, и мы будем ее решать. Я сделаю все возможное.
Lena Pleșca, de ce nu controlați cum fac drumurile? Își bat joc cum dau fac drumurile, nu zdrepte și se împli cu apă borțele și nu pot trece. Nu fac calitativ. Doamna Pleșca, eu am menționat, am fost chiar în Găgăuzie săptămâna trecută, la un drum unde asfaltul era ca plastilina și le-am spus și eu scos tot asfaltul. Nu o să primească nimeni niciun bănuț la reparația drumurilor dacă nu va fi calitativ. Asta e decizia fermă, a declarat-o și domnul prim-ministru, am luat decizia, așa o să fie. Și cei care se ocupă de reparația drumurilor, lucrul ăsta trebuie să-l știe. Ori faceți calitativ, ori nu o să primiți bani de la stat și gata. Zaporojan Ion, când scăpăm de Marcel Pârloc din portul de pasageri, să ne putem exporta singur cereale fără a plăti cu 3 dolari mai mult pe tonă. Eu nu știu despre cine este vorba, Marcel Pârloc. Colegii, consilierii, luați, vă rog, la control, aflați și dați-mi o notă să aflu cine este. Anișoara Munteanu. Mai sunt întrebări? Câteva. Anișoara Munteanu. Domnule Dodon, dumneavoastră nu puteți schimba sistemul de educație. Dacă totuși vreți să schimbați ceva în Moldova, începeți din miez. Doamna Munteanu, eu sunt de acord că trebuie schimbat mai multe lucruri în sistemul educației. Eu nu sunt profesor, nu sunt specialist în domeniul educației. Dacă aveți careva propuneri, înaintați-le. Dar ceva schimbări vor fi și eu știu că Ministerul Educației lucrează în această direcție. Victor Valeriu, de ce se instalează antene 5G? Iar această întrebare. Sunt antene 5G? Băieți, cel cu mască, ai văzut antene 5G? Eu n-am văzut antene. Voi ați văzut? Victor, nu... Eu din câte știu, m-ați întrebat de vreo 10 ori deja, mai mulți. Eu am întrebat organele oficiale de stat. Nu se instalează în Moldova antene 5G. 5G, chipuri, lăsați lucrurile astea. Hai să fim oameni serioși. Călioni. Почему дискриминация такая? Молдаван с румынами, с румынским паспортом могут уезжать в другие страны без проблем, а молдаван с молдавским паспортом только по Молдове можно ездить. Ну, я знаю, что есть то, что, о чем вы говорите, это не дискриминация, просто те, которые имеют румынский паспорт, это граждане Румынии. Это не повод для того, чтобы быстренько бежать, брать румынский паспорт. То, что эта проблема в любом случае в ближайшее время, я думаю, что оно как-то решится для того, чтобы открыли границы для всех. Но ответ на вопрос, они румынские граждане. Ну, то же самое, как граждане, которые имеют итальянское гражданство или являются гражданами Германии или Великобритании. Они ездят по паспорту той страны. Кристина, если граница останется закрытой, сделаете ли вы исключение для несостоявших в браке любовников? Мы тоже... Специальная знатная требования, слушай. Это ваше личное дело. С кем, когда и где. Санду... И не вмешивайте президента в этом. Зачем, прошу. Санду Танюша. Домли пшнинти кынсивор вупси маркажили рутьери принораш. Финд шофер мфипатор... Ajung pe un listrez în oraș, sunt confuză, nu se vede niciun marcaj, nu sunt delimitate benzile. Conduc haotic. Doamna Sandu, Taniușa, fiți foarte atent la volan, chiar dacă sunteți începător. Acești sunt de marcaje, o să vorbesc cu domnul primar general să se miște mai repede, dar vă rog, fiți foarte atent la volan. Andrei, de ce oamenii care se lecuiesc de oncologie în alte țări nu pot avea ceva prioritate de a trece vamă? Înțeleg restricțiile din cauza virusului, dar... Mai sunt și alte boli care duc oamenii la moarte. Andrei, din câte cunosc eu, dacă este vorba de boli, de oamenii care se adresează pe subiecte legate de medicină, atunci, practic, toate țările, pentru aceste categorii de persoane, au făcut excepții și permit, fără probleme, să treacă frontieră. De exemplu, și în Republica Moldova, cetățeni străini, cetățenii Moldovei care vor să plece, de exemplu, în orice altă țară, dacă este legat subiect de medicină, este confirmare, atunci, practic, fără nicio fel de restricție, se poate de intrat și ieși din țară. Ilie Cornea, domn președinte Igor Dodon, tot respectul. Când veți organiza conferința națională a femeilor socialiste din Moldova? Femeile socialiste din Moldova sunt o mare forță. Dar scrie Ilie Cornea. Sau asta e pseudonim, sau sunteți doamnă. Conferința Națională a Femeilor Socialiste trebuie să le organizeze partidul. O să le sugerez colegilor din partid. Наталья Коновалова, помогите народным мастерам или мы не нужны в Молдове, дайте место для работы. Наталья, вы знаете, что мы поддерживали
всячески в течение от моего мандата президента народных мастеров. Кстати, впервые мы организовали большую круглый стол с вами. И впервые, кстати, президент вручил государственные награды мастерам народным. Поэтому с нашей стороны полную поддержку имейте. Если речь идет для места для работы, ну, напишите мне конкретно, что вы имеете в виду. Нужно что-то в Кишиневе поговорить с местными органами власти, чтобы дали какое-то место, или нужно что-то другое, ну, дайте предложение, мы будем рассматривать. Нина Чеботар, домный президент контейнери Молдови, Воровяди, Мунка, Энцара, Лор, Молдова. Домна Чеботар, am răspuns la această întrebare de mai multe ori. Noi avem programe speciale pentru tineri, noi avem programe de granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii și noi facem tot posibil ca statul să vină cu mai multe suport, inițiative pentru ca tinerii să rămână în țară. Евгений Александрович, уважаемый господин президент, вопрос короткий, но очень емкий. Кому в Молдове жить хорошо? Я думаю, оппозиции жить хорошо. Они ни за что не отвечают, орут каждый день так в парламенте, блокируют улицы и до лампочки. Зарплата у них есть в парламенте, ответственности никакой. Вот кому жить хорошо в Молдове, я думаю, что оппозиция. Если кто-то думает, что легко там быть министром, или быть там президентом, или быть там депутатом, или быть, я имею в виду, во власти, не просто. Это ответственность. Вот у меня передо мной ответственность. С премьер-министром мы каждый день на связи и обсуждаем, как вот решить проблему с той дорогой, водоснабжение в Хенчештах, вот 11 сел, как обеспечить рост зарплат, как это ответственность. Это вот это, вот смотрите, седые волосы. А оппозиции, ну, все до лампочки. Вот такая ситуация. Снимать приятень отчасти хост эмиссию непрошенителя Распунди Диастас. Я вам мультумес пентру атенция, которая цакордат интребэрли, которая хост. Аста оппозиция, которая дучи челмайбини Молдовой. Я плакутку и ваш мэск. Я вам мультумес пентру интребэрли дневастра. Săptămâna viitoare ne propune să avem un format nou. Probabil vom face o ediție specială a emisiunii Președintele Răspunde cu toți, cu toate sursele media din Republica Moldova, toți doritorii. Noi să vă spunem când, în ce zi, probabil vinerea viitoare, o să vă invit la Condrița pentru a face o discuție cu toți reprezentanții mass media. Eu o să propun și am propus ca această discuție să fie online, să fie în cadrul unui episod special a emisiunii Președintele Răspunde. Dar, probabil, vom organiza să răspundeți la întrebările dumneavoastră online. Eu cred că dumneavoastră o să vă uitați ce întrebări vin și o să mi le acordați. Vă mulțumesc, sănătate, succese și fiți alături de cei dragi. Și totul va fi bine. Sănătate!